Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la emisiunea Viața Gorjului și avem ca temă astăzi Colegiul Tehnic Henri Coandă pentru anul școlar următor, 2015-2016, de la ofertă școlară și tot ce putem spune despre acest liceu. Revine în studio doamna directoare Marcela Mrejeru, care îi spunem bun venit! Bine v-am găsit, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Pe parcursul emisiunii o să avem și câteva imagini de filmate la liceul pe care îl conduceți, deoarece ați avut mai multe evenimente, să spunem, în ultimile săptămâni. Bine, sunteți în plină campanie de promovare a liceului pentru admiterea la liceu. Cum stați cu această campanie? Care-i stadiul în acest moment? Încă mai avem câteva trasee, ca să spun așa. Noi am încercat să parcurgem în primul rând școlile din județ. Am fost până la marginea județului. Colegii mei s-au mobilizat și au răspuns prompt acestei acțiuni, care este mai mult decât necesară pentru noi ca și liceu tehnologic. Aceasta este problema liceelor tehnologice, așa cum am spus. Noi nu intrăm în vacanță ca ceilalți colegi de la colegiile naționale. Noi avem o vară fierbinte, întotdeauna. Care-i pulsul, așa să spunem? Ați fost pe diverse trasee, spuneați că ați ajuns până la marginea județului. Cum au perceput colegii, să spunem așa, dorințele elevilor de clasa 8-a? Și mă refer, percepția aceasta spre învățământul tehnologic. Da, este un... Deci, aspectele pozitive și negative sunt, desigur, dar, în primul rând, feedback-ul care mi-a venit mie din afară, în primul rând, dorința pentru școala profesională, dorința mai mare pentru a veni la școala profesională și un număr mai mare de elevi decât anul trecut, de exemplu, și-au anunțat opțiunea pentru a se înscrie la școala profesională și a veni la noi la școală. Este un lucru care ne bucură și, așa cum am spus, speranța noastră este că am putea face foarte repede clasa de profesională dacă ceilalți colegi pe la celelalte licee nu o să reușească să-și facă planul de școlarizare în ceea ce privește învățământul profesional. Noi cred că putem face și a doua clasă de profesională. Dacă tot ați amintit clasa de învățământ profesional, haideți să vorbim mai încet și o să revenim asupra ei pe parcursul emisiunii. Care este oferta pe care o face Colegiul Tehnic Henri Coandă pentru anul școlar următor? La liceu zi avem 4 clase. Este vorba de o clasă de matematică informatică. Și aici am primit de asemenea un feedback pozitiv. O clasă de protecția mediului, o clasă de electrotehnică automatizări, operator tehnică de calcul și o clasă de mecanică tehnician transporturi auto. Aceasta în ceea ce privește învățământul de la liceu zi. Avem de asemenea o clasă de școală profesională, clasa a 9-a, da? Pe Tinichigiu, vopsitor auto. Este, așa cum am spus, una dintre cele mai solicitate. Și avem de asemenea învățământul seral, câte o clasă pe nivel a 9-a și una de a 12-a. De asemenea, avem clasele de maestri pe care le menținem, o clasă de maestri mecanici și două clase, una de birotică și una de transporturi interne și internaționale. La școala pozițională, elevii pot să opteze și fără să aibă diploma de bacalaureat. Acesta este un lucru pe care copiii îl știu și ei pot să-și ia diploma de bacalaureat și în timpul când sunt școlarizați la școala pozițială. Da, și asta e un avantaj pentru ei, având în vedere rezultatele din ultimul timp tuturor la bacalaureat, procentele acelea jur de 50% de jumătate. Cam așa sunt la noi, 50-51, stăm destul de bine comparativ cu alte licee tehnologice.
Copiii sunt mobilizați, profesorii au parcurs materia și mai mult decât atât au făcut multe ore de pregătire suplimentară cu elevii noștri, chiar și la cămin au fost profesorii și au făcut ore în cămin cu elevii din cămin, nu numai cu cei de clasa 12-a, este vorba de profesorii de limba română și matematică, disciplinele care sunt absolut obligatorii la examenul de bacalaureat. O să mergem, o să rog colegii din regie să vedem câteva imagini filmate în urmă cu câteva zile la liceul pe care îl conduceți. Din păcate sunt imagini needitate, așa că sunt așa puțin nelegate, deci nu sunt montate ca să le putem vedea. Da, aici suntem la intrarea în... Da, este, să zicem așa... Sigla liceului. Deci, din noiembrie 2001 se numește Harry Coanda. Da, colegiul tehnic. Aici ne aflăm la un concurs care s-a desfășurat acum 2 săptămâni. Este vorba de un concurs regional, cunoaștere și creativitate în domeniul tehnic, și suntem la secțiunea mecanică. Vreau să vă spun că a fost o participare deosebită, am avut invitați și din alte județe, elevii de la Colegiul Tehnic Henri Coandă, la secțiunea mecanică, au luat locul întâi. După cum se vede, domnul inspector general a participat alături de reprezentanții Consiliului Local, care au fost invitați la deschiderea oficială a concursului. Da, sunt profesor din mai multe De asemenea, județe, vedem colegii din oraș, dar și din Motru, dar și de la Mătăsari, dar și de la Rovinari, care au participat, și de la Sadu, care au venit cu lucrări extraordinar de interesante, așa, astfel încât toți cei care au participat au fost plăcut impresionați de ceea ce au văzut acolo. Copiii sunt într-adevăr deschiși spre a participa la astfel de concursuri. După cum se vede, sunt lucruri pe care le-au făcut ei înșiși. Da, și vreau să spun că se vede că e un concurs serios în momentul când vii cu aceste lucruri și ele sunt și practice, chiar dacă, să zicem, într-un anumit tip de sol sau ceva de genul ăsta, cum e această lucrare, da. Asta înseamnă foarte mult. Deci n-a fost un concurs de complet sau hai să facem și noi un concurs. S-a venit cu lucruri foarte serioase acolo. Da, și deci cu, eu am rămas... lucruri foarte, cu lucruri muncite. Copiii chiar au muncit, domnii profesori coordonează doar această activitate. Elevii, de exemplu, cei de la Colegiul Tehnic Henri Coandă, unde știu eu exact ce au făcut, au sudat, au... lipit. Da, aici suntem la cealaltă secțiune, suntem la secțiunea electric. Îl avem ca invitat pe domnul profesor Grofu de la Universitatea Constantin Brâncuș. Am realizat acest concurs în parteneriat cu Universitatea Constantin Brâncuș și cu celelalte colegii din județ. Da, avem câteva... Vedem aici obiectele pe care copiii le-au realizat. Este vorba de domeniul electric. După cum vedeți, sunt o serie de lucruri extrem de interesante. Este un domeniu care îi atrage foarte mult pe copii și sunt lucrări pe care le-au făcut și de care copiii au fost mândri. La această secțiune, elevii de la Colegiul Tehnic Henri Coandă au luat la secțiunea la electric, au luat doar mențiune. Concursul s-a desfășurat pe bune, fără păi să... Asta arată... Deci demonstrează în momentul seriozitate și obiectivitate, pentru că toți cei care au participat la acest concurs au fost evaluatori. Și spuneam, și mai interesant este faptul că deci elevii aceștia au fost și premiați pentru... Elevii au fost premiați datorită sprijinului pe care l-am primit de la Consiliul Local. Noi am putut să-i premiem cu premii în bani. Aici suntem la deschidere și avem alături invitații noștri. Da, au fost de la un inspectoratul școlar, de la universitate. Da, foarte și multă Consiliul lume. Local. Amfiteatrul acela mare era arhiplin. Da, deci... au fost 90 de copii împreună cu profesorii îndrumători și, bineînțeles, colegii mei care au participat într-un număr foarte mare, chiar dacă nu făceau parte din catedra tehnică, au fost
și persoane care de la alte discipline care s-au implicat în organizare, pentru că a fost un concurs pe care l-am organizat noi și ca atare eram responsabil cu toții ca lucrurile să meargă bine. Da, inspectorul școlar general în discursul acesta, n-avem și sonorul, dar spunea, era foarte încântat de participare și de... Da, și de se constată, dacă amfiteatrul este plin, așa cum ați spus, sunt 90 de locuri, toate erau pline, da, toate scaunele au fost ocupate. Oricum, o să rugăm colegii din regie să mai revină cu aceste imagini, o să spunem la momentul acela când vorbim din nou de oferta școlară. Cu siguranță, da. Dar ce vreau să vă spun, deci aveți o implicare, e clar, sunt cei care vizitează liceul și rămân, să spunem așa, impresionați față de ce s-a întâmplat acolo în ultimii ani, au pe coridoare mergând sau prin altă, deci își dau seama că e și o activitate extrașcolară extrem de intensă. Este foarte adevărat. Noi am avut foarte multe activități și în școala altfel. De exemplu, am fost împreună cu colegii și cu elevii la Universitatea de la Craiova. Am fost invitați la Facultatea de Fizică. Copiii au fost mai mult decât încântați de ceea ce au văzut acolo. Elevi de clasele a 11-a, 12-a, dar și mai mici. Cu Universitatea de la Craiova și cu, mai ales cu Facultatea de Fizică, noi avem un parteneriat foarte, foarte solid. Catedra de Fizică s-a implicat aici, de Fizică, Chimie și Biologie. La liceu tehnologice sunt catedre grele și este mai greu așa să găsim pentru olimpiade județene, pentru faze naționale copii, cum de altfel și la istorie și la română este mai greu. Copiii pasionați de istorie și română merg la filologie, la clasele respective, la colegiile naționale. Dar cu toate astea se face treabă și asta este foarte, foarte important. Acum aș vrea să vorbim puțin, pentru că încercăm să vorbim și de oferta școlară, am vorbit deja de locurile, de profilele respective, însă aș vrea să identificăm în comparație cu alte licee care ar fi avantajele elevilor și părinților să opteze pentru acest liceu. Pentru că e o mică problemă pentru liceele de genul care sunt mai departe de centru. Cum este liceul, sunt mai multe în situația asta, de la auto și toate ce... Da, liceul 4, Magherul și celelalte. Da. Sigur că da. Cu toate acestea, în general, aceste licee își completează locurile fără probleme. Deci nu e un impediment, dar, să zicem, ar fi un mic impediment acesta, dar aveți și foarte multe avantaje. Ce le oferiți elevilor și, spuneam, și părinților, dacă optează pentru liceul? În primul rând, le oferim siguranța de care copiii au nevoie atunci când vin la școală și părinții știu că dacă îi trimit la noi la școală, trebuie să avem mare grijă de ei și noi suntem conștienți de lucrul acesta, motiv pentru care avem asigurată pază și camere de luat vederi în toată școala. Noi știm exact ce fac elevii noștri, chiar și în pauze. Este și un lucru care ne-a ajutat foarte mult, pentru că în ultima perioadă, și mă rog la Dumnezeu să se mențină acest lucru, nu am mai avut evenimente nedorite în școală, evenimente care să implice apariția poliției sau, mă rog, alte instituții care să... Da, și e foarte important. Și este foarte important. Deci acest lucru este cel mai important din punctul meu de vedere. De asemenea, avem cadre didactice foarte bine pregătite. Iarăși este și deschise și tinere, care știu să lucreze cu elevii și care știu să se adapteze la nevoile și la nivelul copiilor, să se adapteze la nevoile copiilor din zilele noastre, adică să folosim calculatorul, să nu mai mergem doar pe metodele tradiționale. Avem de asemenea un cabinet de consiliere psihologică, unde doamna consilier își desfășoară o activitate extrem de intensă, dacă pot să mă exprim așa. Știu că nu pot, dar am spus-o. Și copiii care au mici probleme reușesc în timp să comunice. Acum că tot s-a încheiat activitatea la clasa a 12-a,
Acum câtva timp, știți că noi am fost pe la televizor cu o elevă care plecase de acasă, n-am găsit-o. Vreau să vă spun că eleva aceasta a terminat liceul și că în anul acesta școlar, în clasa 12-a, nu a avut decât 11 absențe și făcea naveta de la țară. Este un copil recuperat și este activitatea dirigintelui, consilierului și a tuturor profesorilor din școală. Deci, deci noi știm, meritul liceului pe care îl conduceți. Noi știm, într-adevăr, să avem grijă de copii. În afară de aceasta, avem o bază materială pe care dumneavoastră ați filmat-o, care le oferă confortul necesar. Atelierele școală, fără să mă laud, cred că sunt unele dintre cele mai bine dotate din județ și nu spun asta fără să am bază, dumneavoastră ați văzut, ați filmat. De asemenea, avem cămin și cantină și elevilor cu probleme sociale, întotdeauna noi am încercat să găsim soluția adecvată astfel încât aceștia să poată să stea în cămin și să servească masa, chiar dacă au probleme materiale, pentru că, așa cum am scris și în ofertă, școala oferă 5 locuri gratuit în cămin pentru copiii cu posibilități materiale reduse. Vreau să vă spun că Asociația de Părinți constituită la nivelul școlii s-a implicat și ne mai poate sprijini cu încă câteva locuri și, de asemenea, au avut și o inițiativă care mie mi-a plăcut foarte mult, aceea de a-i stimula pe elevii care pun prima opțiune pentru liceul Hanicand. Da, e foarte important acest lucru pentru că în momentul când pui prima opțiune liceul respectiv, înseamnă că chiar vrei să fii la liceul 5. Deci n-ajungi din întâmplare că calculatorul și că la a treia, a patra opțiune. Deci, faptul, deci cred că Asociația de Părinți a gândit foarte bine acest lucru, să atragă copiii care vor să facă cu adevărat hericoandă. Da, și care doresc cu adevărat să facă o meserie, pentru că noi, așa cum am spus, avem ateliere, dar avem și maestri și ingineri bine pregătiți, astfel încât elevii nu numai să vină la școală de formă. Practica o fac efectiv în atelier și învață să sudeze, să pilească, să tot soiul de lucruri care, pe care le au ei în programa școlară și pe care eu nu știu să le spun foarte, foarte bine pentru că sunt profesor de istorie. Bine, dar le văd. Da, acum e un paradox. Mai multe licee, să zicem, tehnice din Târgu Jiu sunt conduse de umaniști, chiar de profesori de istorie, dar asta n-a fost deloc un impediment, ba din contră, și acum vorbesc de liceul pe care îl conduceți, lucrurile s-au dinamizat în ultimii ani și vorbesc și din perspectiva în care am mai făcut, să zicem, emisiuni despre acest liceu și lucrurile s-au schimbat de la un an la altul în bine și ca imagine și o dovadă clară, aș putea spune, ca să nu spun că telespectatorii că o iau pe arătură, o dovadă clară este că v-ați completat fără probleme locurile anul trecut, în condițiile în care acum 3-4 ani era o mare problemă să faceți clasele. Am avut o mare problemă, exact. Deci dovadă că lucrurile s-au schimbat. Noi încercăm să ne mișcăm. Am un colectiv, colegii mei sunt niște oameni deosebiți și mai degrabă ei sunt cei care mă și stimulează, pentru că îi simt atât de aproape de mine, astfel încât nu vreau să-i dezamăgesc niciodată și lucrăm foarte deschis. Ceea ce avem de comunicat, comunicăm fără să spunem lucrurile pe la colțuri, cum se mai întâmplă. Noi ce avem de spus le spunem direct, le analizăm și vedem cum facem. Poate să fie părerea mea bună, dar poate să nu fie bună și atunci trebuie să iau și o părere bună. Deci întotdeauna am acceptat că adevărul nu-l deține nimeni absolut, adevărul absolut. Și ca atare sunt deschis întotdeauna și colaborez foarte bine. Colegii mei mă stimulează să fiu așa, să știți. Este acum, într-adevăr, se întâmplă un lucru spre deosebire de, și spuneați mai devreme, spre deosebire de colegiile naționale, unde, într-adevăr, concurența este mai mare și încă nu s-a format acea, să spunem, deprindere de a căuta copiii să-și aleagă o meserie și merg pe partea aceasta teoretică, deși nu prea mai e nevoie de partea asta. Nu, în ce sens? Deci să avem foarte mulți în partea aceasta și mai să nu avem în partea tehnologică, dar încă vor mai fi câțiva ani cu probleme până lumea se orientează. Cu toate acestea, spuneam, sunt... încep să conștientizeze și părinți și copii că e nevoie să capete o meserie și una dintre opțiuni
poate fi Colegiul Tehnic Henri Coandă, Liceul Industrial numărul 5, cum știe toată lumea. Sau mașini unelte. În genere, și părinții, cei care au terminat Liceul 5 și au absolvit Liceul 5 sau mașini unelte, ei au această legătură specială care se creează întotdeauna între elev și școală, sau ar trebui să se creeze, dar pe vremuri s-a creat, a fost această legătură, există și acum, și își trimit copiii acolo unde au terminat ei. Sunt unii părinți care își cunosc foarte bine copiii, sunt părinți care nu își cunosc bine copiii și care doresc mai mult de la ei, dar nu le cunosc foarte bine posibilitățile. Și atunci, mă rog, mai încearcă, pe urmă, știți, rămân la a treia opțiune. Asta este. Noi avem locuri pentru toți copiii, așa cum m-ați întrebat la începutul emisiunii. Feedback-ul meu este foarte pozitiv, pentru că inclusiv astăzi am vizitat școlile din oraș, astăzi și ieri am avut ca și obiective școlile ca țintă, așa, ca să mă... școlile din oraș, și feedback-ul a fost pozitiv față, comparativ cu anii anteriori, asta vă spun, pentru că noi întotdeauna vrem mai mult decât anul trecut. E clar, și încep să identifice și copiii și părinții, identifică mai bine pe hartă Liceul 5 sau Colegiul Tehnic Henri Coandă, depinde de cum îl... Că cei mici îl ia pe Henri Coandă, cei mai în vârstă, părinții știu de Liceul 5. Corect. Este și meritul colegilor, încă o dată, colegilor mei, dar este și meritul elevilor care sunt astăzi la școală și care se duc și povestesc, își aduc prieteni. Este un lucru foarte bun. Am un nucleu așa de elevi, cei de clasa noua sunt deosebiți. Eu am un respect deosebit pentru ei, pentru că singuri au venit la mine și mi-au cerut să îi implic în campania de promovare a școlii. Singuri au văzut că sunt domnii profesori, se mișcă și că pleacă, și vrem și noi să participăm, ne ducem noi la școlile din oraș. Minunat. Da, și sunt unii care revin în vechea școală gimnazială. Exact. Acolo se duc. Da. Au venit, au stat, au făcut pliante, au luat pliante, au mers, am spus, cereți voie la domnii profesori, intrați în școală până nu intrați în școală, până nu cereți voie. Mă duc la doamna mea dirigintă. Te duci la doamna ta dirigintă, să te lase. Am vorbit, bineînțeles, cu domnii directori, că nu se pune. Da, faza mai interesantă, și asta, să spunem, e legată de școala pe care o conduc, cel care a venit acolo, deci un elev care, totuși, în primă fază, anul trecut, deși și-a dorit să vină, deci a avut prima opțiune, Liceul Henri Coandă, dar... În prima fază n-a vrut să vină acolo, a avut, după ce a văzut ofertele, după ce atunci s-a hotărât să vină. Acum face campanie foarte hotărâtă, a început să se hotărească spre asta, ceea ce pe mine m-a surprins în mod plăcut. Da, și eu am fost extrem de plăcută, deci pentru mine chiar a fost un lucru deosebit să-i văd că bat la ușă și vine așa un grup de copii și zic, ce vreți voi? Noi vrem să. Bine, sunt de acord cu voi, hai să facem pliante. Vă ajutăm? Da? Am stat după ore, s-au dus la informatician, au făcut pliante, au discutat și sunt convinsă că vor aduce și elevi, că ei au și ei trecerea lor la colegii mai mici. Da, și poate să zicem, dacă spune un profesor, chiar directorul liceului sau ceva, ai senzația pentru copii, vreau să zic, mai ales că nu te cunosc direct, să zic că, bă, poate totul, dar în momentul când îmi spune ăla care a fost coleg cu mine, chiar dacă mai mare, îmi spune că așa e, că fac asta, că nu știu ce, automat lucrurile se schimbă. Deci copiii sunt mai sinceri. Deci e o metodă de a face campanie promoțională foarte, foarte ingenioasă, ca să spun. Da, m-am gândit și eu, dar am zis să vină de la ei. Eu știu, clasa de matematică informatică de anul acesta este una dintre clasele, bineînțeles, foarte bune. De asemenea, protecția mediului, mecanicii auto la fel sunt foarte uniți. Toate clasele de-a noua, eu sunt foarte mulțumită de toate și toți au încercat să sprijine cumva școala, deci au acest sentiment. Săptămâna aceasta noi am făcut festivitatea robelor, festivitatea de încheiere a cursului liceal la clasa 12-a și am dorit să participe toți elevii. Vreau să vă spun că au fost atât de impresionați,
n-au mai plecat, chiar dacă li se terminase programul. M-am uitat la ei și zic, nu mai plecați. Nu, doamnă, păi atât de frumos, toată lumea este îmbrăcată frumos, toată lumea este emoționată, stăm să vedem. Da, și au mai fost ales... plăcuți, impresionați și au spus mai departe. Bine, am avut și părinți, este, cum este și firesc, a fost o festivitate deosebită așa. Apropo de avantajele pe care le reprezintă liceul pe care îl conduceți, în comparație cu altele de aceeași, să zicem, specializare, nu, tehnologică, vreau să spun, că fiecare liceu are și profile diferite, pe lângă trecutul și baza materială, care e clar, aveți un nume, da? Și în același timp aveți și o bază materială de invidiat, cred că mai aveți un mare avantaj. Aveți programul doar de dimineață. Este... Pentru cei din județ, da, corect. Nu mă refer la cei că au și pot să stea și la internat, e și asta o variantă, cămin, da. La cămin. Însă, cei care fac naveta, programul de dimineață este absolut obligatoriu, mai ales în timpul anotimpului rece. Anotimpului rece, da. Este un lucru la care tot așa ne-am gândit pentru copii, să fie de dimineață. Și dat fiind faptul că avem foarte mulți navetiști, noi la prima oră suntem destul de indulgenți, dar se știe lucrul acesta că asta este cu naveta și dacă cele 5-10 minute copiii sunt așteptați, portarul știe și îi lasă că vin mai târziu, sunt pe tabel, ei intră în școală pe bază de carnet de elev, la poartă de fapt. De asemenea, școala se închide, dar intră pe la intrarea din față și acolo este cineva, este paznicul care îi lasă să intre în primele 20 de minute. După aceea școala se închide, nu mai intră decât cel care, profesorii sau elevul de serviciu știe cine intră. Da, deci o organizare noi am bună. Încercat ca să le acordăm aceste facilități. Pentru cei care fac naveta, au de asemenea posibilitatea să li se deconteze naveta și în mod obligatoriu. Asta, acest lucru se întâmplă. Iarna, cei mai mulți dintre ei, dintre cei care fac naveta, doresc să stea la cămin. Aceasta și în funcție de cât e iarna de grea. Dacă iarna e mai ușoară, și de posibilitățile părinților. Dar noi am încercat întotdeauna să fim foarte înțelegători, așa cum am spus, ne-a mai ajutat și Asociația de Părinți, dar și profesorii, să știți, sunt profesori care își susțin elevii la clasă ca să facă naveta. Ceea ce e foarte important. Da, pentru că sunt copii cu situații materiale, care trăiesc din ajutoare și din alocațiile lor, și pentru ei este greu și o navetă de 20 de kilometri. Și atunci, diriginții și cu mine, încercăm să îi ajutăm pe cei care au aceste probleme. E și umanitar, dar se simt și ei obligați și nu fac absențe copiii. Sunt foarte, foarte cuminți. În perioada de primăvară-vară, când apar muncile la țară, mai apar și la noi micile probleme, cum apar peste tot, de altfel. Vorbim de Colegiul Terheri Coandă pentru anul școlar următor, dar la acest moment, ce ar însemna el din punctul de vedere al bazei materiale, în cifre, să spunem așa, al cadrelor didactice, da, al gradelor didactice pe care le-au cadre didactice, că ați vorbit de un colectiv mai tânăr. Tânăr, dar cu gradul 1, sunt la 40 de ani, adică sunt oameni la 40. Asta vreau să subliniez, asta că de multe ori 35, se gândește omul dacă 40. E tânăr, poate n-are și... Nu, sunt cu experiență, toți au gradele didactice, nu toți, ca să nu mint, suntem 60. Din 65 își urmează să-și dea gradul 1 și mai avem vreo 3 care nu sunt titulari, dar care sunt înscriși la gradul 2. În rest, definitivat, nu mai avem. Suntem, așa cum am spus, tineri, dar și copți deci la minte. Deci predominant gradul 1 și gradul 2, nu? Da, predominant gradul 1, gradul 2, doctorat nu mai eu. În afară de director. Nu, dar colegii la limba română, la matematică, acolo nu sunt probleme. Adică
eu consider că am niște colegi deosebiți și bine, foarte bine pregătiți, pentru că sunt capabili să facă față oricărui liceu. Asta e că, tocmai dacă tot ați deschis discuția, trebuie să abordăm și un lucru. Și aici e un lucru pe care totdeauna l-am spus, l-am mai spus, cred că, într-o emisiune sau chiar în mai multe, sunt de lăudat profesorii, mai ales la liceele tehnologice, bine, și la școlile gimnaziale slabe, în general, sau din rural, faptul că e un copil de foarte jos și faci pasul acela. Și îl duci la 5. Acum, liceele tehnologice, aveți, de vă intră de multe ori copii chiar sub media 5. Da, corect. Și 3, 2, faptul că, 3, iată, ci aveți procent de 50% la bacalaureat sau peste, asta înseamnă că ați reușit să-l săltați peste acel lucru. Și mai ales că, de fapt, la bacalaureat e media 6 per total. Per total, deci e 6. Efortul e de 3-4 puncte. Este foarte mare, da. Asta vă și spuneam. Colegii mei fac eforturi pentru a face pregătirea suplimentară, și matematica, și româna, și biologia, pe care am omis-o în prima fază. Și la biologie copiii, mai ales că ei au clasa 9 și a 10-a, dau examen, cei de la tehnic dau a 9 și a 10-a, biologie, pe care au făcut-o în clasele mici, iar cei de la protecția mediului dau a 11-a și a 12-a, ei mai fac și între a 11-a și a 12-a biologie. Deci este într-adevăr un efort deosebit, dar este un efort pe care îl fac cu plăcere, să știți, pentru că sunt dedicați și le plac copiii, și un dascăl care este dedicat și care își dorește să facă mai mult pentru el și respectă pe elev și se respectă pe sine însuși, este un dascăl bun, zic eu. Așa cum am spus, făcând față oricărui alt liceu. Da, o întrebare interesantă, mărturisesc că mă gândisem și eu la ea să o rostesc. Sunteți un liceu care vă remarcați prin rezultate bune, spune cineva, stratega tehnică la dumneavoastră, dar în fine, dar vă întreabă, în general, ce facultăți se pot urma cu profilele pe care le aveți dumneavoastră? Acum, na, nu numai facultățile tehnice, adică nu numai inginerie, vreau să vă spun că eu am foști elevi, ultima mea promoție, deci am elevă în clasă în anul 5 la Facultatea de Medicină și am încă două foste eleve la Facultatea de Farmacie. Uh-huh. Și avem doctoriță scoasă deja, este doctoriță la Cabinetul Medical Spiru, de la Liceul Spiru Haret, care a fost elevă a liceului numărul 5. Și avem profesori de psihologie care au terminat și avem profesori de istorie, deci pot să urmeze orice facultate, pentru că atunci când sunt dascăl buni, te pliezi pe dascăl și unii o fac din drag pentru dascăl, alții o fac din drag pentru disciplină, și astfel că poți să facă orice facultate, numai protecția mediului sau, eu știu, domeniul acesta tehnic, inginerie. Un alt mesaj, domnișoara directoare, mă bucur că vă revăd. Celor care se uită la această emisiune, le spun că este un liceu bun, eu am reușit să termin o facultate și să-mi găsesc un loc de muncă. Da, nu semnează cine nu este, semnează, da? Probabil un fost elev, îi mulțumesc, am câțiva foști elevi care sunt prin București, am elevi care sunt plecați în străinătate, elevi care au luat bacalaureatul și care lucrează prin Germania, cu posibilități materiale foarte bune. Uite, chiar anul acesta a venit un fost elev care a terminat la noi și elevul meu din clasa mea și care a terminat apoi mecanică la Timișoara și lucrează în Germania. A venit cu probleme legate de diplomă pentru un duplicat. Am bucuria să mă uit la această emisiune și vă felicit pentru o asemenea ofertă. Cred că e vorba de oferta liceului. Mulțumim, mulțumim. Așa. Și noi. Și cineva ne cere să repetați oferta școlară pentru, chiar așa, doamna directoare, vă rugăm să repetați oferta, mai ales la învățământul profesional. La învățământul profesional, încă o dată repet, avem o clasă care se poate suplimenta, deci pot fi două, de tinichigiu vopsitor auto. Vreau să vă spun că deja avem cereri. Da? Părinții au făcut cereri, le-am spus că nu este încă momentul, dar părinții au venit și au lăsat cererile, pentru că anul trecut am avut mai multe cereri decât numărul de elevi.
Da, e cineva care vă întreabă, spune că sunt dezamăgit că nu mai avem la învățământul profesional profilul de sudură, cum a fost anul trecut. Copilul meu termină clasa 8-a și aș fi vrut să urmeze acest profil. Din nefericire pentru domnul și din păcate pentru noi, anul trecut noi am avut o clasă care era compusă din două grupe, formată din două grupe. O grupă tehnichigiu vopsitor auto și una de sudor, după cum bine știți și dumneavoastră. Da, iată că știe și ce da, se uită la vreau să vă spun că anul trecut n-am avut nicio opțiune pentru profilul sudori. Cu toate că, așa cum am mai spus și repet, mi s-au cerut copii care să meargă să fie angajați pe sudură. N-am avut ofertă din partea părinților de data aceasta și a copiilor. Noi am venit cu oferta. Anul acesta am renunțat și... Uite, tocmai anul acesta putea da, să fie oferta. Putea să fie oferta. Nu este o problemă pentru că noi avem cabinet de sudură și ei pot să învețe foarte multe lucruri și venind pe... Și e nevoie de sudură, exact, clar. Pe tinichigii vopsitori, da. Și au un maestru care știe foarte bine partea de sudură și chiar nu sunt probleme din punctul acesta de vedere. Sunt în viața oricărui liceu, sunt câteva momente foarte importante. Și pentru că suntem în acea perioadă, avem, ați vorbit deja de ceremonia de final al clasei a 12-a, urmează partea de competențe profesionale care se desfășoară săptămâna viitoare. Admitere și, bineînțeles, tot ce urmează într-un an școlar viitor care începe la 1 septembrie, da, din punct de vedere calendaristic. Eu am spus că este o vară fierbinte și dumneavoastră știți foarte bine că pentru liceele tehnice, tehnologice, chiar este o vară fierbinte. Intrăm în competențele profesionale, atestatele profesionale se susțin săptămâna viitoare, de marți încolo, pentru că luni suntem liberi. Apoi o să intrăm în examenul de bacalaureat, probele care se susțin la școală, competențele lingvistice, digitale și limba modernă. Deci toate acestea urmează în perioada imediat următoare și examenul de bacalaureat. Apropo de atestate, cu ce atestate ies absolvenții de anul acesta? Absolvenții de anul acesta, operator tehnică de calcul, copiii au deja acest... tehnician ecolog, cei care au terminat protecția mediului, tehnician transporturi, pentru cei care au terminat partea de auto și tehnician pe parte electrică, că avem o clasă de electricieni. Da, iată calificări destul calificări de interesante destul de și interesante și exact, și copiii chiar au lucrat, o parte dintre ei știu foarte multe, este și dorința lor. Fetele poate mai puțin sunt implicate, dar fetele doresc pe protecția mediului, acolo o să meargă pe zona aceasta sau pe medicină, așa cum v-am spus, pentru că am avut clasă de protecție a mediului și fetele mele s-au dus la farmacie și la medicină. Iar băieții au mers și pe inginerie. Da, vreau să vorbim acum în timpul ce ne-a mai rămas despre, să zicem așa, și despre această opțiune a părinților. Parcă spre deosebire de alți ani, când părinții păreau destul de înclinați de a-și îndrepta copiii doar spre colegiile naționale, practic se abandonaseră partea tehnică. Bine, a fost și lipsă și această coborâre a părții industriale, că sigur. Viața economică a influențat foarte mult întotdeauna învățământul. Acum pare să fie, să se schimbe puțin lucrurile, să fie o mai mare atenție și din partea guvernului, dar și din partea părinților care merg spre liceele respective. Acest trend, credeți că se va menține în următorii ani? Adică devenim mai conștienți sau e doar iar așa o modă, an, doi și după aceea o abandonăm? Nu, eu cred că se va menține. Reînființarea școlilor profesionale este un lucru extraordinar și este un lucru care se pliază exact pe dorința aceasta de a face meseriași. Ați văzut, nu mai avem meseriași. Nu mai știu să sudez, nu mai avem sudor, nu mai avem strungari, nu mai avem un atelier de strunguri, așa cum ați văzut. Cred că suntem printre puținele licee care mai au strungurile întregi.
Da, pe măsură ce noi discutăm, o să rog pe colegii din regie să mai dea o dată imaginile filmate în... Dar noi vorbim în continuare pe acest lucru. Da. Deci, într-adevăr, putem... Eu cred în șansa aceasta care s-a oferit pentru înființarea, reînființarea școlilor profesionale și cred că până la urmă părinții, chiar dacă vor mai mult pentru copii, vor înțelege că o meserie este întotdeauna un lucru deosebit și că poate oricare dintre ei după aceea să facă o facultate, chiar și cei care termină școala profesională. Urmează cursurile liceului Seral, că avem Seral, după aceea pot să meargă la facultate, au fost oameni care au parcurs aceste etape și care au ajuns oameni deosebiți, foarte bine pregătiți în domeniile respective. Eu cred în revigorarea, pentru că sunt optimistă de fel, și cred în revigorarea învățământului tehnologic, pentru că sper și în revigorarea economiei totodată, și chiar dacă nu se întâmplă aici la noi, copiii au șansă să meargă să lucreze în afară, dar dacă sunt bine pregătiți, în afară îi întreabă ce au făcut, ce meserie, ce calificare au. Dacă te duci și spui că ai terminat dreptul, ori ești foarte bun să intri în liga celor buni, ori nu te bine, mai n-am duci. Auzit să fie angajat un absolvent de drept pentru exact, chestia asta. Nu. Deci ai, nu la cei nu. Care pleacă în străinătate. Pe de altă parte, dacă ai o meserie bună, îți spune la un moment dat, după ce ai profesat o perioadă, bine să te duci și cu actele respective. Și cu actele, adică te lasă, te vede dacă ești capabil, dacă ești interesat, dacă ești bun, dacă îți dorești un lucru sau nu ți-l dorești. Și atunci lucrurile sunt în ordine. Adică pentru copiii care fac un liceu tehnologic, șansele pentru afară sunt mult mai mari. Din punctul meu de vedere, ei și doctorii sunt căutați. Dar până la urmă, cred că și în țară doctorii au început deja unele măsuri să fie elaborate, unele măsuri care să-i stimuleze să rămână în țară. Și am văzut că și somitățile se întorc. Pentru că te leagă ceva de țara asta. Până la urmă, noi suntem profesori de istorie. Patria este locul în care te naști. Și acolo... Apoi mai este și o problemă, apropo de, și nu întâmplător, am punctat acel concurs care se ține la liceu, care s-a ținut la liceu și care a ajuns la cea de-a treia ediție. Cea de-a treia ediție, sigur, arată da. Că copiii de la învățământul tehnologic sunt și ei la fel de inventivi ca ceilalți. Sigur că da. Pot să au facă talentele deși, lor. Da, fiecare e acolo dăruit cu ceva și poate să facă aceste lucruri. Adică să nu aia că pentru mulți dintre părinți e, mai mult ca pentru copii, păi da, de ce să ducă copilul meu la un liceu tehnologic? Mai bine îl dau și eu la, fac opțiune primă, colegiile naționale, că așa se întâmplă de regulă, da. Și apoi la a treia, a patra opțiune se face și... Pentru tehnologii. Ori da. De foarte multe ori copilul are talent în domeniul respectiv. Poate să facă performanță chiar în domeniul electric sau în domeniul mecanic, cum aveți, sau în domeniul, apropo de Tinkigeo, auto și celelalte, mă refer la învățământul profesional. Da. Deja lucrează foarte mulți dintre ei cu mașinile la școală. Adică avem standurile cu motoarele pe care le folosește maestru. Avem o serie de lucruri pe care la laboratorul de legislație, pe care de asemenea le învață. Învață meserie până la urmă, așa cum v-am spus, adică ei deja sunt obișnuiți. Sunt foarte copiii care stau în cămin, vă dezvălui un lucru, sunt foarte dornici să participe în atelier la o serie de activități. Sunt extrem de dornici. În afară de timpul liber, joacă fotbal sau în timpul pauzei. Ei se duc în atelier și dacă maestru este, acum este domnul inginer, dar așa, dacă este domnul inginer înăuntru, dați-ne și nouă, mai spuneți-ne, mai învățați-ne. Sunt câțiva pe care îi admir foarte mult de la școala profesională. Foarte dornici. Repet, sudează, au învățat să sudeze, chiar dacă la tinichici, acolo trebuie să înveți să sudezi, să faci cum trebuie lucrurile. Au învățat să sudeze foarte multe lucruri și au și zis, doamnă, nu credeam că se întâmplă. Au învățat meserie și asta le permite să facă față cerințelor, să zicem, dacă de vor avea un loc de muncă. Da. Deci, bine, cu siguranță deja unii dintre ei
pot să spună că au un loc rezervat la momentul când ies. Exact. Pentru că noi avem parteneriatele de practică. Asta și vreau noi știm să avem servisuri care au pus, pun ochii pe ei. Au mai văzut, i-au văzut cum se mișcă, i-au văzut că sunt de dornici, au văzut ce mână au. Așa cum am spus, eu cred că fiecare copil are un talent. Acum este adevărat că trebuie să-l depistez. Nu este un lucru ușor asta, dar fiecare dintre ei este bun la ceva. Fiecare dintre ei este bun la ceva și unii sunt buni organizatori, unii se pricep la muncă efectiv, adică fiecare are calitățile lui. Au făcut un film, am avut un concurs cu drogurile, cei de la Antidrog au făcut un concurs, au făcut un filmuleț extraordinar, copii. Eu am fost foarte încântată, n-am primit răspunsul la concursul respectiv, dar sperăm așa la un loc foarte bun, pentru că a fost o muncă de echipă a copiilor și au făcut un filmuleț. Atât timp cât v-a plăcut filmulețul și și-a atins scopul, aproape că nu contează neapărat. Da, și copiilor premiu. Le-a plăcut la fel de mult. Asta le-am spus și eu, dacă nu, dascălilor ne dar place. Dar cu siguranță va fi și un premiu. Ne aflăm pe final de emisiune. Haideți să le luăm oferta școlară. Dacă toată. Tot ne-a cerut-o cineva și este păcat să nu o mai spunem. Avem așa, la liceu zi, o clasă de matematică informatică, 28 de locuri, o clasă de operator tehnică de calcul, tot 28 de locuri, o clasă de protecția mediului și o clasă de tehnician transportul, de mecanică. Pentru băieți, că acolo am numai băieți. În ceea ce privește învățământul profesional, nu mai revin, am spus, Tinichigiu, vopsitor auto, o clasă pe care o putem dubla. De asemenea, la Seral, clasa 9, clasa 12 și maestri, școală pozițională, birotică, echipamente periferice și tehnician transporturi interne și internaționale. Câte două clase, că am greșit prima dată, am zis o clasă, două sunt. Sunt două. Apropo, pentru că n-ați ajuns personal în fiecare școală. N-am ajuns personal. Dar poate unii vă văd acum dintre copii, cei la care n-ați ajuns sau au ajuns colegii, ce le-ați transmite direct acum prin intermediul televizorului pentru un mesaj așa scurt. Sper că dacă au văzut emisiunea s-au convins cât de puțin, așa că au un director, un om deschis să-i ajute oricând și să-i sprijine, că sunt alături de ei și de părinților atunci când au probleme și nu numai eu, acest lucru se întâmplă, așa cum am spus, și de către colegii mei care sunt întotdeauna deschiși să-i ajutăm pe copii, să-i sprijinim să termine școala. Îi așteptăm cu mare drag la 15 septembrie la noi la școală. Vă mulțumim pentru prezența la emisiune, vă urăm succes. Vă mulțumim și eu vă mulțumesc. Și la admitere și la bacalaureat, la să toate dea Dumnezeu aceste etape. Să fie bine. Și ne întâlnim cu siguranță după aceste operațiuni, să vedem ce a fost, cum a fost să și tragem, în acest an. Da. Mulțumim pentru prezență. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Viața Gorjului. Liceul a fost Colegiul Tehnic Henri Coandă Târgu Jiu. Marcela Mrejeru, directorul acestei instituții, a fost invitată a emisiunii noastre. Mulțumim de atenție, la revedere!